Salutare tuturor, mă numesc Răducu și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube Analiza Tehnică BVB și SUA. Astăzi voi analiza Transport Trader Service și la rugămintea unui coleg trader care mi-a scris într-un din video care le-am făcut în săptămâna trecută, deja acum este luni. Și haideți să vedem ce s-a întâmplat de la ultima mea analiză pe care am făcut-o pe TTS. Uite, avem aici. Dăm zoomare să vedem mai bine. Și acum 3 săptămâni am analizat această acțiune. Și atunci erau veștile destul de bune din punct de vedere economic. Aveam această corecție specifică acestui val 4 și am spus că de aici prețul va crește și va urca undeva spre 26-27 de RON. Din nefericire a venit acea veste că Rusia vrea să scoată armamentele din România, din Bulgaria și atunci bursa a picat foarte mult, a mai fost vești negative și pe americani, Netflix a scăzut vreo 22% și atunci cumva și bursa noastră românească a fost afectată și a trebuit să refac actualizarea, să refac graficul. Și acum o vom lua de la zero, vom anula acea, stați să vedem dacă nu am cumva sonorul pornit să nu suprapună, nu? Vom anula această analiză care era perfect validă, valul 4 nu avea voie să treacă de originea valului, de maximum valului 1, unde ești, da? Vedeți, deci de... eram în grafic, deci teoria s-a aplicat perfect, dar acum vedeți că actual prețul această cădere a intrat peste originea, peste, stați puțin să dau zoom mare, să vă arăt. Deci teoria era validă atât timp cât prețul nu trecea de această linie, haideți să pun culoarea roșie. Ea a trecut și cumva a trebuit să anulez, aceasta a fost tirea probabil cu rușii și trebuie anulat acel scenariu. Acum îl vom reface, vom avea un alt scenariu, evident tot pozitiv și haideți să vedem. Așa cum v-am obișnuit, eu folosesc numai Elliott Wave în analiza mea tehnică și ea presupune etichetarea sau numerotarea fiecărei creșteri și descreșteri din grafic, atât în trend ascendent cât și în trend descendent, pentru că această etichetare, această numerotare a acestui fiecare segment de preț din trecutul graficului mă ajută pe mine să știu unde sunt în prezent și evident ce va face prețul și să pot face scenarii și predicții de viitor. Și haideți să începem această etichetare. Mergem unde mergem, mergem aici. Vom lua, avem 0, avem 1, avem 2, avem 3, avem 4, avem 5. Și în finalizarea acestui 5 val am terminat un val impulsiv, probabil mult mai mare decât acesta. Haideți să punem sub mileniu. Vom pune culoarea, să spunem, galbenă. Debifăm acest show wave. Bun, și avem acest trend ascendent finalizat și etichetat. Dar dacă ne uităm mai bine, acest val 1 este format din alt sau subdivizat în alte 5 subvaluri pe care vi le arătăm imediat.
punem culoarea albastră, coborăm gradul. Punem High Super Cycle, dar e mare, nu-mi place. Perfect, punem acesta. Și avem finalizat un val 1. Apoi acest val 3, la fel, îl vom eticheta și pe el, pentru a vedea cât de frumos se mulează, se aplică Elliott Wave pe. Avem ABC, ABCDE. Uitați ce frumos triunghi avem aici. 4, vom pune 5-ul aici. Uitați ce frumos pattern corectiv triunghi avem aici. Haideți să vi-l și arăt. Pardon, ia să vedem. Vom pune culoarea, ce culoare să punem noi? Alb, ca să fie contrast cu negru. Tot acesta. Și avem acest triunghi. Haideți să și etichetăm, dar să găsim ceva foarte, foarte mic. Avem 3 A, B, C, C, avem A, B, C, D, E. A ieșit perfect. Opa. Stați că ceva nu e în regulă. Da, am greșit eu. Folosesc și alte platforme și fiecare platformă are alt sistem de etichetare. Și mă încurcă puțin, dar o rezolvăm imediat. A, B, C aici, D aici, E aici, urcăm E-ul aici, debifăm acest, din nou acest show wave. Hai să punem o altă culoare, ce culoare să punem noi? Lila, se vede, parcă e prea strident. Albastru, nu verde. Un verde mai pal, perfect. Intermediar. Lăsăm așa. Bun. Și avem 4 finalizat. Și dacă vreți, din nou, etichetăm și acest val pentru frumusețea acestui grafic. 1, 2, 3, 4, 5. Avem, cred, 0. Perfect. 2, 3, 4, 5. Aici vom ridica gradele superioare, ca să spun așa. Aici vom pune altă culoare. Hai să punem tot culoarea verde. Dacă acesta era intermediar, verdele vom pune în grad inferior și anume minor. Perfect. Și am reușit să etichetăm și, pardon, unul vine aici. Aici n-am fost atent, scuzați, vine așa. Vine 0, 1, 2, aici 1, 2, 3, 4, 5, din nou 3. Și aici iar 1, 2, 3, 4, 5, este perfect. Dacă aș da zoom, ia să vedem dacă se poate zoom, doar să vedeți frumusețea frumuseților, ce frumos se aplică și, ia vedeți, 1, 2, 3, 4, 5 aici. 1, 2, 3, 4, 5, înțelegeți? Haideți să vi și arăt de curiozitate să vedeți cât de frumos și bine se poate aplica acest Elliott Wave. Luăm acest 1 și avem 0, 1, 2, 3, 4, 5. De ce este important să știm această etichetare? Că, bine, la bursa de valori poate contează mai puțin pe acest grafic, mai ales că suntem și pe 60 de minute, dar dacă eu știu că sunt sub val 2 și urmează un val 3, apoi un val 4 și apoi 5, pot intra lejer la cumpărare pe valul 2 spre finalizarea valului 2 și la finalizarea valului 4 și cu ambele sume de bani intrate în piață pot marca cât mai bine și putem marca cât mai banii pe ambele intrări aici. Evident că nu este valabil pe acest grafic deoarece suntem pe 60 de minute și nu prea, nu știu cât, ce creștere poate să fie aici. Scăzând comisionul, nu rentează, dar dacă eram pe graficul daily și aveam 7, 8, 10, 14, 20%, atunci se poate aplica și, în general, pe Bursa de Valori București se analizează, în primul rând, graficul weekly și daily, da? Și intrarea mai precisă se face pe
cel de 60 de minute, dar în cazul nostru nu este valabil aici, dar putem să aplicăm această strategie aici pe acest grafic. Dacă pe intrarea în valul 3 aveam o intrare foarte bună aici, datorită faptului că noi avem acest 2 aici, apoi puteam să reintrăm la cumpărare cu alți bani la finalizarea acestui val 4, pentru că noi știm că după 4 urmează acest 5, toată această creștere de aici până aici și de aici până aici, dacă reintram aici la cumpărare și la finalizarea acestui val 4, la spargerea acestei linii de trend a triunghiului superior și reintram la cumpărare cu altă sumă de bani, deci diferită față de aceasta, ambele, haideți să vedem de curiozitate, să spunem că intram cu, nu știu, un exemplu, da, cu 10.000 de lei aici, aveam un randament de 18%, 17, 18, 16, aproximativ. De ce? Pentru că dacă știați Elliot, atunci știați, așa, 18%, și vă arăt imediat ce am vrut să spun, și undeva aici puteam reintra, ia să vedem, nu era o chestie frumoasă, sper să mă descurc cu ea. Deci la spargerea linii de trend puteam intra aici, da? Stop loss-ul puneam exact la finalul valului E, nu știu cum să vă arăt, și take profit-ul nostru undeva prin această zonă, deci deasupra acestui 3, și aveam încă, cât este aici, 13%. Deci, de ce am spus că puteam să ies aici? Pentru că, efectiv, după finalizarea acestui val 4 cu albastru, da? Efectiv, până la finalizarea valului 5, eu știu că mai sunt încă 5 valuri. Și atunci număram din nou. Dacă vreați finețe, puteați reintra. Evident, haideți să vă arăt aici. Puteam să reintrăm la finalizarea acestui subval 2, încă o intrare foarte bună, și ieșeam la finalizarea acestui val 5. Deci prețul după 2 urmează 3, după 3 urmează 4, și teoretic valul 5 este puțin mai mare decât valul 3, acesta cu verde, da? Și atunci aveam o intrare, două intrări, chiar 3 intrări în piață și ieșeam cumva prin această zonă pentru siguranță, căci se finaliza acest 3, sau dacă vroiați, după acest 2 știați că urmează 3, ieșeați aici, depinde de preferințe, de calcul, de bani investiți, de riscul și profilul dumneavoastră de risc pe care fiecare dintre noi îl are. Deci, din acest motiv, este vital pentru mine ca Elliot Trader, da? Să etichetez aceste valuri special pentru acest lucru. Deci aveam 3 intrări foarte bune și care cu siguranță vă aducea un profit foarte, foarte mare. Bun. Avem și aici, la valul 5, alte 3 subvaluri. 1, 2, 3, cumva, 4, 5 aici. Și cu acesta am terminat acest val impulsiv. Apoi, după orice val impulsiv, deci în direcția trendului, da, urmează un val corectiv, sau de fapt urmează 3 valuri corective, un ABC. Haideți să le și etichetez. ABC. Vom pune culoarea galbenă. Punem sub mileniu, parcă să fie la fel ca și, opa, debifăm shortwave, da, acest B este format și el dintr-un alt ABC și uitați ce frumos se vede acest lucru instant.
Punem culoarea albastră, un grad inferior. Albastră. Perfect. Și aici să sperăm că s-a finalizat acest val C. Toată această etichetare care am făcut-o eu acum reprezintă în esență teoria Elliot, care spune că orice ciclu complet Elliot este format din 5 valuri impulsive și 3 valuri corective. Ele formează un ciclu Elliot și după ce se finalizează, din nou va începe un nou ciclu și haideți să vă arăt acum ceea ce nu v-am arătat la început, pentru că nu înțelegeați nimic dacă vă arătam acest lucru la început și nu acum. Acest 5 poate să facă parte și probabil face parte dintr-un val 1 principal, de aceea am pus și cei care mă cunosc și mă urmăresc de mult timp știe că întotdeauna încep cu culoarea roșie, care, așa cum am spus, este cea mai mare sau cel mai mare grad. Da? Hai să punem aici 3, 4, 5. Punem culoarea roșie. Pardon, punem Millennium, culoarea roșie. Întotdeauna, orice val principal, cel mai mare val, îl încep cu această culoare și cu acest cel mai mare grad, Millennium. Apoi cobor cu sub Millennium, ca așa, care este subordonat și în cazul acesta avem culoarea galbenă. Apoi, în mod normal, a trebuit să pun Grand Super Cycle, dar pentru că are acel cerculeț și mi-am spațiu, nu îmi place. Și am pus culoarea deci albastră, deci cumva Grand Super Cycle este inferior acestui sub Millennium și tot așa de la gradul mare până la cel mai mare, până la cel mai mic grad. Imaginați-vă că și în armată, și am mai dat exemplu acesta, poate pe acest canal sau pe celălalt canal de cripto, care spuneam că se începe întotdeauna cu cel mai mare grad, ca și în armată avem, cel mai mare grad este generalul, apoi urmează colonel, zic culoarea galbenă, apoi urmează major, apoi capitan, apoi locotenent și mai departe. Sau funcția cea mai mare într-un stat este președintele țării, urmează probabil vicepreședintele cum sunt la americani, după aceea prim-ministru, președintele Camerei Deputaților, senatorilor, mă rog, ceva de genul acesta. Deci totul se subordonează de jos în sus sau de sus în jos. Și atunci, revenind la Elliot-ul nostru, acest grad 1 este cel mai mare și el este generalul și conține în el toate subvalurile mici. Și v-am explicat de ce este atât de important ca fiecare creștere și descreștere să o etichetez. Pentru că, uitați, în acest caz, repet, dacă am spus că aici la valul 2 este bine să intrăm spre finalizarea valului 3 sau până la finalizarea valului 5 și de aici la finalizarea subvalului 2, eu știu că pot să ies la subvalul 5 și în acest caz probabil se putea câștiga pe acest în jur de 8-9% pentru cei care speculează. Deci un moment foarte bun. Aici avem din nou, pardon că tușesc, avem și aici 1, 2, 3, 4 și încă un triunghi specific valului 5. Aici din nou avem sub 5 valuri. Bun, deci ideea este că din acest punct de vedere, dacă valul sub valul C s-a finalizat și acest 2 mare este finalizat, clar că va urma din nou un ciclu de 5 valuri galbene care se divide și ei în alte 5 subvaluri și tot așa din grad în grad, din chart în chart, putem să etichetăm aceste subvaluri. Și pentru aceasta vom iniția o nouă serie de valuri de culoare
mă rog, cum a făcut aici declarare galbenă și putem să începem ceva de acest gen. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Evident că nu o lăsăm culoarea roșie, că am spus că cel mai important este culoarea, este acest mileniu, apoi galbenul sub mileniu și automat vom pune sub mileniu. Vom schimba culoarea. În mod tradițional, când Elliot în 1930 a inventat acest sistem, l-a descoperit, l-a inventat, evident că atunci era mai mult tot era alb-negru, scoatem showwave, era alb-negru. Eu fac culori pentru că pot să las o singură culoare și atunci respect întru totul teoria de acum 80-90 de ani, dar cumva eu folosesc aceste culori ale drapelului nostru național, roșu, galben și albastru, da? Nu știu dacă este bine sau rău, dacă încalc sau nu încalc, cumva colorează și dă viață graficului, ca exact ca și un tablou de pictură, un peisaj frumos, fiind mai multe culori, el înfrumusețează graficul. Evident că nu acesta este scopul, nu pictez, dar cumva zic eu că dau viață la grafic asemenea unui tablou și aceste culori, care evident și ele formele le folosesc, îmi place pe acest fund al negru. Dar evident, este descoperirea mea, în ghilimele descoperirea, descoperire, e plăcerea mea, nu știu, nu există în cărți așa ceva, să folosești culori. Eu le folosesc, v-am spus, de dragul de a însufleți și nu cred că încalc sau o teorie. Na, vremurile se mai schimbă, ne modernizăm și noi. Deci, în acest punct de vedere, haideți totuși să facem așa. Punem 3-ul aici. Punem 4. Deci, din acest punct de vedere, conform acestui grafic, mă aștept ca în următoarele luni, această companie, evident, dacă nu va, Doamne ferește, să va începe războiul Rusia-Ucraina și totul va merge bine în America, unde mă aștept creșteri destul de mari și la americani următoarele zile și săptămâni, să crească și bursa noastră, evident, dacă nu vor fi probleme cu Rusia. Deci, după acest val 2, în paranteză, acest val grad milenium, eu pot să spun și milenium, dar nu știu ce, adică să vorbesc strict tehnic, mileniu, submileniu, intermediar, minor, etc., dar cumva, nu știu dacă prindeți așa, prefer să spun și pe culori, sau ideal să spun și teoria gradului și culoarea. Bun, deci după acest val 2 urmează acest val 3, după valul 3 urmează acest val 4 și cumva valul 5 și mai sus, dar nu-mi încape graficul și nu are rost să fac acum acest lucru, dar trebuie să rețineți că vom urma acest scenar într-o primă fază, acest scenar și chiar haideți să-l și bifez. Poate mulți nu au înțeles despre ce este vorba cu acest sistem și atunci voi arăta direcția cu un plus minus, pentru că aici, de exemplu, a trebuit să intru pe chartul de 5 minute să văd dacă acest 1 este finalizat sau nu. Poate da, poate nu, poate el va crește puțin, căci să spunem că aici suntem într-un subval 3 și vom coborâ și 1 se va finaliza. Deci, oricum, 2-ul va fi destul de mare când va finaliza, dar cumva și aici cumva este bine să încărcăm, să cumpărăm pentru finalizarea valului 3. Va urma corecție și cumva prețul din nou va crește. Evident, toate sunt aleatorii, da? Aceste cifre cu 1, 2, totul galben și roșu, pentru că haideți să vedem dacă vreți, în mod normal, acest val 3 ca un prim target ar fi 1,61 din acest val și atunci, pardon, din valul 1, stați puțin, să vedem unde ne ducem. Ia să vedem unde am pus noi 3, aici a trebuit să pun eu acel 3 roșu, dar a dispărut culoarea roșie, hocus pocus. Ha, ce chestie!
Bine, hai să-l mai pun încă o dată. Cineva face magie. Albă, evident. Deci ar veni 1, 2, 3 în această zonă, cel puțin în această zonă, că el poate să meargă și la 2% și la 2,61%. Da, ai chiar și aici poate să meargă. N-am mai bifat 2-ul. Hai să-l bifăm acum. Ia să vedem, noi remove setting. Unul e bifat, 2, uitați, 2 nu este bifat. Hai să punem și 2, haideți să scoatem fundalul. Deci valul 3 poate să se oprească aici la 1,61, poate să se oprească aici la 2 sau chiar la 2,61. Cum știm? Deocamdată nu știm, dar putem verifica prin... stați puțin, mi-a dispărut și acel 2 galben. Băi, ce s-a întâmplat? Cred că o să las eu așa, ca să mă gândesc. Am spus că punem Millennium, punem culoarea roșie. Debifăm acest Showwave. Ok. Și am spus că acest 3, deci acest 3 se poate opri fie aici, fie aici, fie aici. Nu știm, dar un singur lucru știm, că acest val 3 este format din alte 5 subvaluri și atunci ar veni 0, 1, 2, 3, 4, 5 și în funcție de cum se cheamă, evoluția. Dați puțin că nu vreau să fac o chestie, pune în galben. Este și greu să gândesc și să un fel și să acționez în alt fel. Așa. Hai să bifăm. Am spus că vom bifa acest, ca să vedeți traseu, acest subval impulsiv minor. Ceva de genul acesta. Și etichetând val cu val, val cu val, vom putea da o țintă a valului 5 și finalizarea valului 3. Când valul 3 este finalizat, putem să dăm o țintă a valului 4. Când acest val 4 este finalizat, putem să dăm o țintă a valului 5. Dar așa cum știți, tortul se mănâncă pe felii și nu dintr-o dată, așa că noi vom eticheta val cu val, val cu val și evident cu subvalurile sale adiacente, așa cum v-am arătat. Hai să ștergem Fibonacci aici. Așa cum v-am arătat aici și ați văzut mai frumos la în primele minute ale acestei analize sau acum, aveți în vedere acest scenariu care l-am făcut cu această linie galbenă în viitor. Evident că și aceste valuri se pot dacă ținte când valul anterior este finalizat. Există niște formule specifice în Elliott, dar cam acesta trebuie să urmăriți. Evident, când vom ajunge la valul 2 și dacă mi-aduceți aminte, pot să mai fac o analiză, să dăm un target specific a acestui subval 3 și tot așa. Deci trebuie urmărit zi de zi, zi de zi, evoluția fiecărei companii, fiecărei acțiuni, pentru a vedea ce face prețul, în ce val sub val suntem, fie impulsiv, fie corectiv. Și așa, în acest fel ne dăm seama unde suntem și întotdeauna unde va merge prețul. Aceasta este marea frumusețe a sistemului Elliott, că întotdeauna îți spune unde ești și ce va face prețul. Nu v-ați găsit un alt sistem mai precis decât Elliott Wave. Dragii mei, aceasta este analiza mea pe Transport Trade Service, TTS. Doamne ajută să fie pace în lume în acest an, armonie în sufletele oamenilor, da? Că dacă există ură, ați văzut că nu este bine. Vorba lui Isus, pacea să fie cu tine, nu? Sau pace vouă, ceva de genul acesta. Că dacă ai pace în suflet, n-ai cum să urăști. Dacă nu urăști și iubești, n-ai cum să faci rău ție și semenilor tăi și vecinilor tăi și tot așa.
Cam aceasta este analiza mea pe acest emitent. Sper să fie așa și teoretic așa trebuie să fie pentru că am respectat toate regulile posibile din Elliott și, repet, fiind o analiză tehnică, ea poate fi invalidată oricând de orice veste negativă, fie de peste ocean, pentru că dacă America dă rezultate negative sau o știre negativă, bursa noastră românească micuță și fragilă va fi imediat influențată. Doamne ferește de știri negative cu conflictul Rusia-Ucraina, dar dacă va fi pace și armonie, acest scenariu are toate șansele să fie valid. Dragii mei, vă doresc o săptămână minunată, relaxată, sănătoși să fiți în primul rând, că acesta contează cel mai mult. Ați văzut că în luna februarie, care intrăm de mâine, da, azi e luni, s-a anunțat pe la mijlocul februarie în jur de 70.000 de infectați pe zi, deci zilnic. Acum nu mai știu că suntem vreo 15-20, deci se triplează următoarele zile. Aveți grijă de voi și, evident, sănătate, în primul rând, și al doilea rând, spor la bani. Ne revedem cu bine la următorul meu video și, dacă aveți timp, vă aveți aici în stânga un playlist cu toate videourile din luna decembrie, puteți să vă uitați, luna ianuarie și puteți să vă uitați la el pentru o altă sursă de inspirație în tradingul vostru. Numai bine!